Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou Overwatch aici la mine pe canal și vreau să primul lucru pe care îl putem vedea este că for fuck's sake nu este DAS 2. Holy fuck, în sfârșit, încă un Overwatch fără DAS 2, frate. Miracolul mare, ne jucăm pe cash sau mă rog, o să ne uităm pe un suspect pe cash, frate, este 9-0 pentru teroriști, suspectul nostru are 11 cu 3 și cu 2 asiste în fine și sunt foarte, foarte curios, vedem ce, nu știu ce o să facă el în acest moment, vedem dacă într-adevăr are codul sau nu. Hai să dăm și noi aici, uai, 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 mai încep puțin, tăl frate. Bineînțeles, înainte de a începe, oameni buni, aș aprecia extrem de mult dacă fiecare dintre voi ați apăsat acel buton de like, să strângem acolo foarte, foarte multe like-uri, așa ca de revenire. Și haideți să vedem, frate. Nu face nimic ciudat acum. Suspectul nostru nu face nimic suspect. Pe lângă faptul că... primesc foarte multe mesaje și în acest moment chiar o să le opresc pentru că nu înțeleg de ce... oba, așa, gata. Bun, resume. Hai să vedem, pe tipul ăsta. Frate, spray ok. Ăla s-a dus în vent. Nu știu că l-au auzit că s-a dus în vent, arunca smoke-ul, a luat bomba și se întoarce. Dă și un nade aici, se asigură că nu urmărește nimeni. Ok, frate, până acum este ok. L-a văzut pe tipul ăla, l-a omorât. Frate, nu știu, cred că se joacă la ceva rank mic și probabil suspectul nostru este un smurfer. Mă gândesc, nu știu. L-a auzit pe ăsta în spate, atenție. Uite, l-aude. L-aude. Și-a dat mare căpău. Ok, 2 contra 2. Suspectul nostru mai are 42 HP. Frate, și summon 2 în B. Mă, dacă ar fi știut că summon 2 în B, nu credeți că, pur și simplu, mai ales că are și bomba, deci are și bomba, frate, ar fi putut să se ducă, na. Dar oricum, ciudat, frate, cum toți au fost B, oarecum, s-au bătut cam toți prin B pe aici. O, a dat pe deasupra? O, cum a ratat? Lol, păsa nu știe aici. Și l-am urât. Deci eu nu înțeleg cum trage tipul ăla. L-a nimerit? Lol, deci nu înțeleg cum a tras tipul ăla, frate, și nebun. Deci asta mai avea 10 HP sau ceva de genul, era cu roșu oricum și ăla n-a putut să-l nimerească. Ok, se bustează aici. Se uită la calls. Teoretic trebuie să uite și acolo în stânga, adică eu așa-și face. Văd că nu se uită în stânga. O, l-a văzut și l-a omorât, frate. Ăla oricum nu era atent, iceberg. Icebergul nostru nu era atent acum. Se uită highway acum, probabil, nu știu. Poate veni și din highway, nu este nimeni, se uită degeaba oricum. Aruncă un smoke. L-a omorât pe ăla din site. L-a omorât și pe tipul ăsta. Ok, haideți să ne uităm, mai ales că mulți dintre voi mi-ați spus, vreau să vă în comentarii, să ne uităm și gen normal. Ok, o să dau pe 1x, o să lăsăm pe 1x. De ce dai cu slow motion? Pentru că m-am întrebat foarte mult, frate, dai cu slow motion să vezi mult mai ok dacă într-adevăr suspectul are ceva sau nu. Deci eu cel puțin văd mult mai ok, eu așa fac de pe... bă, ce băiat? Deci nici n-a ieșit bine de după calls, frate, că deja bam a pus int acolo. I-a dat o blană, ești nebun? Ok, asta a fost o fază destul de suspectă, aș putea spune. Sunt curios dacă o să uite fix unde este ăla. L-a văzut în dreapta acolo? Ia uite. L-a auzit pe ăsta în spate și am murit. Frate, l-a auzit. Deci, aici chiar l-a auzit. Mamă, și bineînțeles că cealaltă nu mă lasă să fac absolut nimic. O să lăsăm așa pe 1X. Eu de când fac eu demo-urile, îmi pui mie de pe 1.6 și 1.5, mereu dădeam cu slow motion ca să-mi dau seama, ok, frate, dacă au codul sau nu. Că se vede, vezi dinainte cum pui ținta, unde te uiți, lol. Deci nimeni nu verifica mid, nu era nimeni mid. E clar că ăștia joacă la remic, dă cu echipele în el. La omoră pe ăsta, frate, e clar că ăștia sunt rank super mic și suspectul nostru este ceva smurf, pentru că chiar știe să joace. Frate, bomba e în A. Știi că ultimul e în B, deci toți știu că ultimul e în B, ăla se ce n-a plantează bomba. Dacă vrea să o planteze, că văd că uitați-vă ce face, se plimbă pe aici prin site. Și l-a omorât. Teoretic ar fi trebuit să-l omoare, sincer. Nu știu. Cred că este o tactică nouă. Tactica stai în baza AFK. Oaie, că poate se întâmplă ceva, poate vine suspectul și BAM! Poate vezi acum că a stat așa AFK și acum vezi direct trigger instant, frate. Un trigger de la imens, gen, știi? Ar fi ceva, sincer, chiar ar fi ceva aici nebun. Na, nu face nimic. Ciudățel.
Ok. Tot așteaptă-l, vine și... Mamă, ce a dat. Deci zici că l-a așteptat pe tipul ăsta special, dar bine, a așteptat foarte mult timp. Și acum se duce în A. Deci zici că știi că sunt încă doi în B. Deși nu știa, azi vede, mamă, se uite aici, se asigură, îi dăm puțin de speed. Se uită toate colțurile, deci nu știe că nu este nimeni în A. Sau cel puțin dacă știe, frate, ascunde foarte, foarte bine wallhack-ul. Dacă are wallhack și știe că nu e nimeni în A. Uite unde stă omul, a plantat, uitați unde stă, 1 versus 2. Deci azor 1 versus 2. Nu înțeleg ce facea numărul 4. Din ăștia, frate, 2v1 și-a pierdut acum la retake-ul ăsta și l-am ajuns pe o ultimă. LOL, 13-11. Frate, dacă ne dăm puțin pe tabelă, suspectul nostru are 24 de kill-uri cu 6, frate, în ceea ce văd eu, pur și simplu joacă bine. N-am văzut nimic foarte suspect la el. Deci măcar, așa, ia uite, l-a văzut aici, un spray destul de ok. A reușit să îl limberească în cap cu glonte. Deci, de aim hack nu se pune problema, frate, nici wallhack nu cred că are și o vorbesc pe nas acum. Iar și-a luat taser-ul. Deci omul așteaptă aici, uitați-vă că nu este nimeni. Dar omul stă aici cu taser-ul pentru că poate pușa cineva. Uitați cum stă aici cu taser-ul. A scos AK-ul. Îi aude, mamă, deci îi ciurește pe toți. Ăștia nu știu să meargă cu shift, uitați-vă la ei. Asta e mort. L-a ratat. Lor, 18-18. Ou, oh, a încercat de taser și l-a omorât aici la faza asta. Frate, deci... Nu, și s-au schimbat și echipele. Frate, deci tipul ăsta chiar joacă super bine. Hai să vedem acum la runda de pistoale când ei sunt CT. Aia se duc înspre aia, nu o să vină nimeni în B. Deși suspectul nostru rămâne în B, pușează acum aici. Ăla e cu spatele, frate, de ce nu înțeleg de ce nu se uită și în spate? Este la stânga. Lol, o tras destul de multe gloanțe, frate, până să-l limerească. Adică dacă ălălalt... Lol, ce a dat cu neidu? Dacă ălălalt trăgea mai bine, putea să-l omoare de multe ori. Până să-l omoare asta. Oh, cap! Și-a murit. Și-au pierdut runda, ești nebun? 2 contra 1 acolo la final și-au pierdut runda. Că gen a omorât ăla cu tecu. 2 inși. Ok. Nu, eu să las normal. Pe un X. Bam. 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 Oh, ce frumos, frate. A dat două hituri și al treilea direct în cap. Oricum nu mai conta al treilea hit, oriunde îl dădea deja, oricum murea. Gen. Nu contează că a dat în cap sau în altă parte. Merge cu shift acum. Să așteptă să vină mid. Știe că nu mai este nimeni mid. Deci se așteptă să vină unul mid. Și a murit și s-a terminat și a pierdut jurul de asta. Fraților, cam ăsta a fost Overwatch-ul. Din punctul meu de vedere, suspectul nostru nu a avut nimic. Deci aim, categoric, nu. Wall, eu zic 99% nu. Frate, adică n-a fost nicio fază foarte suspectă. Restul nu și îi dăm submit verdict. Nu mă vreau să urcăm, asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri, uitați bă fiecare dintre voi să apăsați acel buton de like, să strângem acolo foarte, foarte multe like-uri. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Ceau, bă!